Oare ce surpriză ne pregătesc astrele în prima parte a lunii? Al lunii septembrie. Așteptăm și aflăm chiar acum de la Cristina Demetrescu. Bine venit, Cristina! Bine v-am găsit și bună, succes! Cristina. Ca la Cristina! Să română! Ce mai faceți, copii? Ei, eram doar de tine, facem, sincer. Să nu vă ridic în picioare. Păi eu așa neghidat am fost vara asta. Tu îți dai seama că eu n-am știut ce se întâmplă cu viața mea, că n-ai fost tu în viața mea, să-mi zici. Cum nu ne-am întâlnit la concert? A, ne-am întâlnit la festival. Asta ați vorbit voi la festival? Nu am întrebat-o, că nu. Am întrebat-o ce trupă a venit să vadă, da. Și mi-a zis Nothing But Thieves. Oh. Ceea ce a fost foarte mișto. Dar tradu-mi și mie. Pe ploaie. Nimic decât hoți. Nimic decât hoți. Nothing But Thieves. Superb. Cristina. Cum e începutul ăsta de septembrie? Începutul de septembrie este în felul următor. Deci, nu sunt niște aspecte dintre cele mai puternice în aceste două săptămâni, cu excepția faptului că retrogradează Mercur, prietenul vostru. Din data de 10 septembrie și se va întâmpla lucrul acesta până pe 2 octombrie, deci cam 3 săptămâni, de 3 ori pe an se întâmplă lucrul acesta și se va întâmpla pe două zodii. Deocamdată, în perioada pe care noi o analizăm acum, este în zodia Balanței și această zodie este o zodie a relațiilor, a asocierilor, a parteneriatelor, ceea ce s-ar putea un pic șubrezi acolo unde ele nu s-au bazat foarte bine pe, eu știu, pe corectitudine, pe, știi, când se fac promisiuni din alea. Azi că îți promit eu că facem, știi, vine Mercur acum cumva și verifică, adică are și un sens pozitiv. Dacă, deci e Mercur retrograd în Balanță, pentru cine n-a auzit, momentan, da. Și în zodie, nu? Dar data viitoare când vin, da, va reintra în zodia Fecioarei, unde acum în zodiac este multă activitate. Fecioara este cea cu detaliile și asta înseamnă că trebuie să se dea foarte multă atenție detaliilor. Am mai spus chestia asta, cumva totul trebuie să fie pe hârtie, totul trebuie să fie analizat, pentru că acest Mercur retrograd în Balanță poate rupe pur și simplu niște contracte. Există o tendință de a încălca legea. Balanța este o zodie a justiției. Există o tendință de a încălca codul bunelor maniere. Deci, atenție la... suntem poate puțin prea atenți la ceilalți, ne lăsăm influențați, suntem subiectivi, ne răzgândim datorită unor situații așa pe care le auzim și nu este cel mai bine, pentru că practic noi trebuie să știm ce vrem noi cu noi și mergem pe jumătăți de măsură. Deci, atenție foarte mare la acest Mercur retrograd, că ne induce așa într-o stare de delăsare, cum s-ar spune. În altă ordine de idei, se strânge până spre între 2 și 12 octombrie o tensiune astrală între Uranus și Saturn. Zilele de 8 septembrie și apoi 14-15 septembrie avem senzația că se strânge puțin cureaua, pentru că luna trece prin zodiac și întâi se întâlnește cu Saturn și apoi cu Uranus și suntem din nou puși în fața unor situații pe care cu greu credem că le depășim la nivel personal, la nivel colectiv, la nivel național sau poate chiar internațional. Deci astea ce să facem? Uranus și Saturn nu se ocupă de gemul din bucătărie, se ocupă de probleme de ordin colectiv. Noi suntem în situația în care practic nu trăim în peșteră și ne afectează toate lucrurile astea. Și un alt aspect general pe care vreau să vi-l spun este că spre sfârșitul acestei perioade, 17 septembrie, se produc niște aspecte tensionate pe semne duble și este foarte disproporționată situația între acțiune și reacțiune. Adică e ca și cum ai omorât pe cineva pentru 3 lei. Sau e ca și cum cineva spune o minciună așa, pur și simplu să se scoată dintr-o situație, dar afectează foarte mult pe altcineva și acel cineva trage de pe urma acestei chestii. Foarte mare atenție la comunicare și la felul în care putem să facem rău prin comunicare. Trecem la zodiac. N-ai zis ce fac bine și tu ceva. Așa, hai cu zodiile, poate e bine aici. Acum că ne e frică, putem să începem cu zodiile. Păi, ce să fac? Ca să fie liniște în clasă, trebuie să vin cu lucruri. Știi cum era la școală? Cum era la școală? Berbec. Mercur retrograd este pe casa căsătoria parteneriatelor. Soțul, soția s-ar putea răzgândi într-o anumită situație sau chiar un partener vine cu niște rectificări la unele discuții avute în prealabil. În schimb, berbecul se descurcă foarte bine pe parte de serviciu, chiar începe să facă lucruri care îi plac și caută mai mult bucuria în muncă. Chiar poate să schimbe locul de muncă și are noroc aici. Pentru zodia taurului, atenție la niște recidive medicale.
tale, atenție la cei care au, sunt freelancer și fac activități și cred într-un vis, dar acolo sunt și niște lucruri administrative de care trebuie să aibă grijă, că pormă dau în probleme cu legea, ca să spunem așa. Unii sunt prea visători și vor bani repede, ca să spunem așa. La ce se referă asta, că trebuie să mă angajez la mine pe firmă ca să nu intre 16%. Da, exact. Că vinte TVA-ul ăla, dar vă zic eu că să mă angajez, că n-am angajat. Dar știi că la tine se potrivește zodiacul. Fix tot timpul, dar nu dar fii atent ce-ți mai zic. Venus, care este în zodia Fecioarei, taurilor le aduce surprize în dragoste și celor căsătoriți sau în relații serioase, copii. Dumnezeu, să avem un mititer, să vină un mititer în familia noastră și să-l vedem și noi pe doamnă în jurul, cum o să bea și el o cafea. Înregistrați momentul ăsta, în ce zi suntem azi? Înregistrați momentul ăsta, țineți caseta de astăzi. Bun, o să-i dăm play la un moment dat. Așa. Poate. Mai departe. Gemeni. La gemeni, gemenii, pe gemeni nu trebuie să ia gura pe dinainte când fac promisiuni în dragoste. Auzi, pentru că doamna Lili. Eu m-am dat deja. Da, după data de 10 s-ar putea să se mai răzgândească. Răzgândirea la gemeni este ceva absolut natural, de vreme ce acolo sunt Castor și Pollux în permanență. Îi apucă renovat în casă, vor să schimbe, vor să, nu știu, cineva vine cu o idee, cu un ochi critic, sau știi cum e, îți iei un tablou și după aia schimbi toată casa pentru că nu se potrivește cu tabloul. Pentru zodia Rac, Racul, atenție, din timp să-și caute niște acte prin casă, niște documente care s-ar putea rătăci și de care s-ar putea să aibă nevoie, nu știu, a doua zi, da, unde am pus actele, sau tot felul de scrisori, lucruri legalizate vis-a-vis de casă sau vis-a-vis de ordinea, nu știu, ceva care nu este în regulă undeva în casă, dar au niște discuții terapeutice, fie cu amicii, fie cu prietenii, fie la psiholog, să se destăinuie, pentru că s-ar putea să găsească pe cineva care chiar le face bine, le spune ceva care să-i ajute foarte tare. Leul trebuie să fie atent la erorile de comunicare, acolo este Mercur retrograd, este pe zona de comunicare și s-ar putea să încurce borcanele, să încurce lucrurile și dintr-o încurcătură de genul acesta, știi cum e, se propagă și Mercur ține mult retrograd. În schimb, au foarte mare noroc la bani în perioada asta, fie și cadouri, vând ceva, se descurcă, cei care sunt mai independenți, celor care sunt mai independenți le merge bine, dar își echilibrează bugetul că a fost ziua lor acum, a fost vară, au cheltuit opulență, este și cum e Leu. Acum trebuie să muncească. Bun, am ajuns la zodia Fecioarei, care cheltuie pentru etichetă. Adică n-am bani în buzunar, dar trebuie neapărat să mă duc să iau 20 de pachete de flori că începe școala. Nu. Nu ai bani, încearcă să te adaptezi ca să-ți fie și ție bine. Acum, dacă odată te faci de râs, asta e problema. În schimb, Venus le ajută foarte mult pe Fecioare. Suntem și în zodia Fecioarei, slăbesc, arată bine, se îmbracă, își găsesc așa starea de bine sau se pot îndrăgosti, pentru că Venus este responsabil cu iubirea. Balanțele sunt mai secretoase. Dacă iubesc, iubesc în secret sau sunt iubite în secret. Au o stare de liniște, dorm bine, visează frumos. Se trezesc bine dispuse, este o perioadă chiar bună, terapeutică pentru balanțe, dar Mercur retrogradează pe zodia lor, de acolo pleacă, știi cum e, ele dau tonul, cum s-ar spune, da? Ele, în funcție de dispoziția lor, pentru că astăzi sunt într-o stare bună, mâine sunt într-o stare proastă, e posibil să schimbe dispoziția întregului colectiv. Scorpionii s-ar putea să aibă ceva probleme cu legea, foarte mare atenție la ce ascund, ce fac prost, și la ei este foarte, foarte probabil să existe niște recidive pe coloană sau perinic, probleme renale sau de coloană, atenție cei care au trecut prin operații de genul acesta, îi ajută cineva, îi ajută prietenii, la necaz întotdeauna pot telefona și pot suna cineva, mai ales cu uniformă, s-ar putea să-i scoată dintr-o situație. S-ar putea să fie și medicală uniformă, nu numai de poliție și cu epoleți. Da, un prieten, o cunoștință care știe lucruri. La săgetător, adică noi doi. Mi-a dat privirea aia tăioasă. Da. Săgetătorilor. Mercur retrograd este pe casa prietenilor pentru săgetător. Posibil să reia niște discuții. Eu chiar am o întâlnire cu colegii de liceu din toate generațiile, așa că la mine este clar. Deci Mercur retrograd pe zona prietenilor cu care nu au mai vorbit de mult. Sau poate chiar primesc telefoane de la persoane cu care n-au mai vorbit de mult. Atenție că Mercur retrograd produce și niște erori de interpretare.
a unor probleme, secrete trădate, ca să spunem așa. În schimb, se simt foarte bine săgetătorii din punct de vedere profesional, ca imagine, în relația cu autoritățile, cu statul, dacă ai vreo hârtie de dus până una alta, te ajută și pe Mercur retrograd, că ăsta e cel care de fapt încurcă lucrurile. Capricornul, dacă are probleme cu șefii, să nu-l abordeze între, sau să-i abordeze între data de 10 septembrie și 2 octombrie, ori să acum, ori să amâne, ca să spunem așa, că Mercur retrograd, e posibil ca șeful să n-audă, nu știu, să aibă căști în urechi sau să fie atent la altceva și să te gândești că, domne, uite, cererea mea n-a ajuns unde trebuie. Ei s-ar putea să aibă probleme cu autoritățile și cu niște autorizații care nu ies la timp. În schimb, au dor de ducă și probabil își planifică următoarea vacanță. Vărsătorul se cam sucește din punct de vedere spiritual, ideologic, în funcție de stările lui, în funcție de anumite situații. Azi există Dumnezeu, mâine nu mai există Dumnezeu, în funcție de situațiile în care practic se află. Adică, de fapt, ar trebui să caute în universul apropiat, nu foarte îndepărtat, că el este de foarte multe ori cauza unor probleme. Primesc bani însă vărsătorii, au două săptămâni și chiar mai mult decât atât sunt foarte profitabile, ceea ce înseamnă că e bine pentru această zodie. Hotele, poate să fie Dumnezeu să nu fie, dacă intră bănuțul. Nu, același lucru pot să-l spun despre zodia pești, care cheltuie nesăbuit, dar asta nu se întâmplă de acum, ci de mii de ani. Da? Peștele care acum are o grămăjoară de bani, mâine nu mai are, că știu un prieten că a pus niște bani deoparte și dacă nu cumva poate să-l împrumute, că are ceva de făcut cu ei și nici nu-i mai ia înapoi. Fericit cel care n-are noroc cu banii, pentru care noroc în dragoste, cereri în căsătorie, întâlnirea cu soarta, cu viitorul partener de viață, cine știe ce îi aduce la drum de seară. Ce frumos ne-ai zis. Frumos. Cum s-a încheiat, da. Și n-am apucat atât de repede, ai trecut prin zodii și n-am apucat să te întreb la săgetător, am ceva mic de tot. Ia, zi. Am examen mâine, mă duc să dau examenul pentru categoria A, să merg cu motocicletele. E bine că ești cu fiptin, auzi? Și am înțeles că cu autoritățile sunt bine, nu? E cu hârtiile alea, da, și să-l iau practic? Da, păi te știe de la ProTV. A, de aia? Te vede. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Da. Cristina, mulțumim mult. Cu drag. Mulțumim. Ca de obicei ne-ai deschis ochii. Cu drag. Abia așteptăm să ne vedem din nou pentru update-uri. Să vedem. Da. O să-ți povestesc data viitoare de Marte în Gemeni, care nu o să te lase până pe 25 martie. În sensul rău sau bun. Păi, e planeta... În sens giratoriu. Cred că în sens giratoriu, Lili. Și neapărat despre, scuză-mă, Cristina, despre triunghiul nostru, Gemeni, Săgetător și Taur, da, vorbim data viitoare. Da.